Gerul a făcut prima victimă din acest an. O bătrână de 85 de ani din localitatea Matei, județul Bistrița-Năsăud, a fost găsită aproape înghețată pe stradă. Femeia a noptat la fiica ei, iar dimineața a plecat spre locuința sa, situată la câțiva kilometri distanță. După ce a mers mai bine de un kilometru, s-a prăbușit în șanț din cauza frigului la doi pași de casa parohială. Preotul a fost cel care a găsit-o. A găsit-o pe bătrâna Popa Hălungurescu. Da. O ieșit din ocol să margă la bisiță și când o ieșit pe drum, vede și la negru în șanț drept cu dânsul. Și Popa l-a dus aici acasă, că aici bătrâna, aici șede. Și a venit la noi. Acum am auzit și eu unde dat telefonul. Că o găsit-o pe varele moartă, undeva în șanț. Dânsa are casa acolo sus, pe tămurut. Așa. Și are aici o fată. Unde m-aș da? Preot. O duză și să pui la căldură. Medicii au fost chemați de urgență, însă femeia nu a mai putut fi resuscitată. La sosirea echipajului ambulanței cu medic, am găsit o pacientă de 85 de ani în curs de resuscitare de către echipajul EPA Lechința. Afirmativ, aceasta a fost găsită într-un șanț dimineață, în jurul orelor 7, și a fost transportată de către aparținători la domiciliu. Pacienta a fost hipotermică. În această dimineață, în județul Bistrița-Năsăud, s-a înregistrat o temperatură de minus 10 grade, iar meteorologii anunță că gerul va continua și în zilele următoare.